Drumul a fost blocat pe două porțiuni, de la barajul Vidraru la Cabana Cumpăna și de la Cabana Cumpăna spre drumul principal ce duce la Bâlea. Pompierii de la detașamentul Curtea de Argeș au intervenit pentru degajarea aluviunilor pe drumurile care se bifurcă de la barajul Vidraru. Pompierii au deblocat porțiunea frecventată de turiști de la Cumpăna spre drumul principal, urmând ca autoritățile să intervină ulterior cu utilaje. La fața locului s-au deplasat pompierii cu un autocamion de intervenție și o autospecială de primă intervenție, dar și un echipaj de jandarmi.